Hei, fiți binecuvântați! Aș vrea să vorbesc despre un clip pe care eu l-am urmărit astăzi. În acel clip, pastorul explica cum tu, eu și fiecare care vrea să vorbească despre Iisus Hristos poate să transmite acest cuvânt exact în casa omului. Așa cum Iisus zice, iată, eu stau la ușă și bat. Tu, dacă vorbești despre El pe internet, în viața ta, în lume, la job, peste tot, dacă tu discuți despre Iisus Hristos, El stă la ușă și bate, iar tu poți ajuta un om să îi deschidă. Așa cum diavolul se folosește de internet să aducă depresie, să aducă stres, să aducă clipuri sau melodii demonice sau filme demonice, seriale demonice și tot așa, și un creștin se poate folosi de internet să aducă dragostea și cuvântul lui Dumnezeu în viața omului. Telefonul este ca o casă. Oamenii petrec enorm de mult timp în telefon, tinerii nu prea ies pe afară și petrec foarte mult timp în telefon, de aceea tu când vorbești despre Dumnezeu, îl aduci pe Iisus Hristos în acea casă, în acea inimă, în acea minte, în acele urechi care ascultă ceea ce spui tu. Decid să nu vorbesc despre lucruri care aduce stres, curvie și lucruri de acest gen, dar să vorbesc despre lucruri care sunt vii, despre lucrurile care aduce fericire, o fericire care nu se termină, o fericire care nu se bazează pe un hormon din creierul nostru și o fericire care este veșnică. Când Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața, El știe de ce spune acest lucru, pentru că calea Lui este o cale spre veșnicie. Viața este o viață care nu se termină, care nu este bazată pe boli, pe stres, pe distrugere și pe fericire, pe ceva ce nu poți găsi în lucrurile materiale care sunt în această lume. Iar adevărul, El este adevărul, pentru că noi trăim în minciună, trăim în ascuns, trăim în ceva ce nu cunoaștem atâta timp cât nu îl acceptăm pe Iisus în viața noastră. Dar când începem să-L avem pe Iisus în viața noastră, noi începem să cunoaștem adevărul, adevărul despre păcatele noastre, adevărul despre lumea aceasta, adevărul despre diavol și să cunoaștem ceea ce suntem noi, adică fii de Dumnezeu, fiice de Dumnezeu, copii de Dumnezeu care au autoritate și ce se poate întâmpla și ce nu se poate întâmpla în viața lor. Așa cum Adam a adus blestemul în viața omului, așa Iisus a adus salvarea în viața omului. Deci tu ești cel care alege.